31 mai, 1 iunie, zilele orașului Bumbești-Jiu marchează 25 de ani de la declararea ca oraș și 75 de ani de la înființarea uzinei mecanice Sadu. Da, 31 mai, 1 iunie vom sărbători zilele orașului Bumbești-Jiu, anul acesta cu triplă semnificație. Avem trei evenimente deosebite pe care le marcăm în anul 2014. În primul rând, 500 de ani de atestare istorică a localității Bumbești-Jiu, cu toate că localitatea este, eu știu, foarte bine fundamentată prin descoperiri arheologice cu mult timp înainte, de peste 2000 de ani, ba mai mult acum când s-au făcut săpături pentru realizarea reabilitării DN66, chiar s-au făcut descoperiri din epoca bronzului târziu. Deci iată că pe aceste meleaguri din foarte vechi timpuri a existat viața, a existat preocupări și noi acum cred că este obligația noastră morală să marcăm aceste evenimente. De să revin, așa cum spuneam, 500 de ani de atestare istorică, 25 de ani de când localitatea a fost ridicată la rang de oraș. Ca premieră, în cadrul evenimentelor pentru mâine, este pregătită o piesă de teatru. Sâmbătă seara, la orele 20, vom avea o piesă de teatru jucată de Teatru Elvira Godeanu. Deci două zile de distracție, de voie bună, la Bumbești-Jiu, să sperăm că și vremea ne va ajuta, astfel încât, dacă dumneavoastră doriți, vă invităm chiar de mâine de la ora 10 să participați la deschiderea oficială a acestor manifestări. Ele vor fi într-o locație din Vișina, unde, așa cum vă spuneam, vor fi participări a autorităților publice locale, chiar și centrale. Am adresat câteva invitații. Autoritățile locale vor acorda și 4 titluri de cetățean de onoare. Vom conferi 4 titluri de cetățean de onoare pentru 4 concetățeni de-ai noștri. Este vorba de fostul director de la Uzina Mecanică Sadu 2, inginerul Coman Dumitru, un om cu un aport deosebit pentru dezvoltarea economico-socială a localității, Constantin Popeci, tot un fiu acestor locuri, o personalitate care a confirmat în sfera de afaceri, un om nominalizat în top 300 și, așa cum spuneam, sperăm că vor fi prezenți la aceste manifestări. De asemenea, încă 2 personalități care s-au născut, au trăit în această localitate. Este vorba de profesorul dr. Mircea Beuran, fostul ministru al sănătății, este născut, crescut în această localitate.